vreau să te întreb în seara asta. Știu oamenii de lângă tine că tu ești un om pocăit? Știu oamenii de lângă tine că degeaba vin la tine să te corupă, că tu nu accepti? Știu oamenii de lângă tine că tu ești pocăit și că orice ai face, tu nu minți? Știu oamenii de lângă tine lucrul ăsta? Ei au știut! Și erau păgâni, erau tirieni, erau sirieni, erau oameni străini, mulți din ei. Dar ăștia știu, bă, avem de-a face cu un om pocăit. Ăsta nu se compromite, domnule, ăsta nu se compromite, dar oricât am încercat. Când a venit Revoluția, am întâlnit acum câțiva ani de zile un frate în țara Hațegului, fratele Avram, nu știu dacă l-a trecut la Domnul, avea 50 de ani de pocăință, am avut 6 ani când eu am stat de vorbă cu el, avea 50 de ani, avea 78 de ani, 79 de ani, nu mai știu, 50 de ani de pocăință. O fost între primul oameni întorc la Dumnezeu în zona aceea și spunea fratele ăsta, Avram, au zis, frate Dorel, eu am fost un simplu șofer pe basculantă, pe